La începutul acestei săptămâni, polițiștii constanțeni au dat în urmărire două minore din județul Constanța care au plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu au mai revenit până în prezent. Oamenii legii din Medgidia au fost sesizați cu privire la dispariția minorei Amet Sevigean în vârstă de 17 ani din localitate. Aceasta a fost văzută ultima dată pe raza municipiului Constanța, pe data de 28 iulie. Tânăra are o înălțime de 1,50, o greutate de 55 de kilograme, păr negru, lung, fără semne particulare. La data plecării purta pantaloni negri, tricou de culoare verde și papuci din material plastic alb cu maron. Și polițiștii din Albește au fost sesizați cu privire la dispariția minorei Ionela Georgiana Sălătineanu, în vârstă de 14 ani. Potrivit oamenilor legii, la data de 2 august, în jurul orei 17, adolescenta a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ionela Georgiana Slătineanu nu are 1,60 înălțime, constituție astenică, față rotundă, ochi căprui, în alb părul negru lung până la nivelul umerilor, iar ca semn particular prezintă o aluniță pe partea dreapta a gâtului. La data plecării purta pantaloni scurți, albaștri, tricou galben cu implimeuri florale și papuci galbeni. Cei care pot furniza orice informații în legătură cu cele două minore dispărute sunt rugați să contacteze dispeceratul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. La numărul de telefon 0241-611-364 interior 2005.